Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Artista este o creștină convinsă, iar din acest motiv a condamnat ferm persoanele care folosesc OnlyFans ca sursă de venit, fiind o platformă cu conținut pentru adulți. Carmen de la Sălciu a spus că nu poate să susțină această destrăbălare care se întâmplă pe o astfel de platformă, menționând de cazurile în care copiii femeilor vor afla ce fac mamele lor pe internet. Cum credința și aceste practici nu au niciun numitor comun, artista a mărturisit că nu poate să susțină sau să fie de acord cu această destrăbălare. Mai mult, Carmen a spus că Dumnezeu este supărat pe oameni atunci când vede asemenea lucruri, care îi afectează și pe copiii sau viitori copii ale persoanelor care și-au creat din asta un loc de muncă. Vreau să dezbatem împreună un subiect, care sunt sigură că va crea destul de multă controversă, păreri pro și contra, dar eu mi le asum. Aș vrea să discut despre platforma OnlyFans, care între timp s-a extins și pe TikTok, așa că oamenii cu mic cu mare pot să vadă orice. Și cu siguranță le vor apărea și aceste destrăbălări, a transmis artista: fraților, OnlyFans-ul nu este o meserie, nu o mai promovați la rangul de meserie, nu mai scuzați aceste comportamente ca fiind parte din normal, nu fac parte din normal. Gândiți-vă la generațiile viitoare de copii care se vor naște și care vor trăi în această lume, unde perversitatea asta va ajunge la cote alarmante. Nu este deloc normal ce se întâmplă. Nu este normal ca o mamă să se pozeze în fața camerei și să-i spună copilului că pe viitor poate să facă și el. Nu intenționez să rănesc pe nimeni. Aș vrea doar să promovez ideea unei meserii și să cred că micuții care se vor naște vor crește într-o lume normală, cu principii și demnitate. Un lucru bine făcut și plăcut în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este supărat, faceți ceva greșit, de asta nu aveți liniște, a spus Carmen. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.